Bună și bine ai venit la un nou film de pe canalul acesta. Astăzi o să vă explic un film marțial numit Fearless. Nu uita să lași un subscribe pentru susținere. Huo, un băiat de 10 ani, este fiul unui maestru de arte marțiale numit Andy. Andy nu lasă niciodată pe Huo să ia parte la antrenamente, îngrijorându-se în legătură cu astmul lui. Copilul totuși are o pasiune pentru Kung Fu. El încearcă din răzputeri să se furișeze în clasa tatălui său pentru a învăța mișcările de început. Singurul prieten al lui Huo este un tocilar numit Jinsun. El îi face toate temele lui Huo, permițându-i acestuia să se antreneze. Andy este al doilea cel mai bun în artele marțiale din oraș, ceea ce este pe cale să se schimbe curând, pentru că a fost provocat de cel mai bun, Zhao. Huo este entuziasmat în legătură cu bătaia și este foarte sigur că tatălui va câștiga. Andy are avantajul în meci și este pe cale să-i dea o lovitură fatală lui Zhao. Dar convingerile lui îl opresc din a face asta. Având un avantaj, Zhao preia conducerea și câștigă acest meci dezonorabil. Huo este dezamăgit de acest incident. Fiul lui Zhao îl provoacă la o luptă. Huo încrezător acceptă, dar este învins din păcate. În acest moment, el promite că o să ducă mai departe numele familiei și că va deveni cel mai bun în artele marțiale. El și Jinsun se duc la librăria tatălui său și fură cartea lui despre artele marțiale. Apoi, utilizând cartea, el se antrenează zi și noapte fără pauză. Când Huo crede că în sfârșit este pregătit, el îl provoacă pe fiul lui Zhao la o altă bătălie. Acesta acceptă foarte sigur pe el, dar se dovedește a fi mult mai slab decât Huo, care s-a antrenat atât de mult. Câțiva ani mai târziu, Huo a crescut și a devenit și mai bun la artele marțiale. Tatălui a murit acum mult timp, la fel și soția lui, care l-a lăsat cu o fică. Huo are grijă de ea și mereu spune că este fericirea și mândria lui. După ultima bătălie cu fiul lui Zhao, Huo a rămas de neînvins. El s-a luptat cu mulți oponenți, dar nici unul dintre ei nu a fost suficient de bun pentru a-l învinge. De asemenea, Huo a adunat mulți fani în acești ani de glorie, dar cu timpul el și-a dezvoltat mândria și a uitat de principiile tatălui său. El bea și petrece mereu și îi lasă pe discipolii lui să se distreze în loc să se antreneze. Într-o zi a băut atât de mult încât a uitat să se întoarcă la fica lui acasă. El a cheltuit toți banii familiei și chiar a intrat în datorii, dar nu prea pare să-i pese. Într-o seară se duce la prietenul lui cel mai bun, Jinsun, care a devenit un om de afaceri foarte bogat și deținătorul unui restaurant popular. Ca de obicei, Huo bea până la miezul nopții și tratează pe urmăritorii săi cu mâncare și băutură nelimitată. Asistentul lui Jinsul îi reamintește că Huo nu și-a plătit notele de plată de mai bine de un an. În acea noapte, mai târziu, Jinsun încearcă să explice asta lui Huo. Jinsun știe că discipolii lui Huo îl plac doar pentru că le oferă băutură și mâncare. El vrea ca Huo să aibă grijă de el și să fie atent la obiceiurile lui, dar Huo crede că Jinsun este doar zgârcit. În următoarea zi, el dă peste cel mai mare rival al său, Qin. Este singurul bărbat care nu s-a luptat niciodată cu Huo. De asemenea, și el și-a bătut fiecare oponent care a încercat să lupte cu el. Qin este considerat cel mai bun la artele marțiale de către mulți oameni. Ei intră într-o mică altercație care rănește mândria lui Huo. El își ia toată furia și o varsă pe discipolii lui, bătându-i la antrenament. Seara, unul dintre urmăritorii săi este adus pe o targă. Se pare că a fost bătut de către Qin. Huo asumă că a făcut-o intenționat și este plin de furie. În restaurantul lui Jinsun, Qin și familia lui celebrează ziua acestuia de naștere. Brusc, Huo intră peste ei cu oamenii lui și începe să bea la o masă alăturată. Qin îi cere acestuia să lase deoparte rivalitatea dintre ei în această seară, pentru că nu vrea să se lupte, dar Huo nu prea pare că vrea să dea înapoi. Jinsun încearcă și el să-l oprească, dar în schimb Huo îl insultă, iar într-un moment de furie rupe legătura de prietenie din toți acești ani. Acum că este și mai furios, Huo îl provoacă pe Qin la o bătălie și cere să îngenuncheze dacă nu vrea să accepte. Toată lumea iese din restaurant pentru siguranța lor și îi lasă pe cei doi singuri. Ei intră într-o luptă intensă, amândoi având aproape aceleași aptitudini, dar când furia preia controlul, Huo nu joacă corect. El îl bate pe Qin până când acesta este epuizat și dă un pumn care îi pune viața în pericol, ceea ce duce la moartea acestuia. Huo se întoarce acasă dimineață și o vede pe mama lui în pat, care de asemenea era moartă, deoarece oamenii lui Qin au făcut asta pentru a se răzbuna. El plânge și jelește mama când realizează că și fica lui este în casă. În timp ce acesta se duce în camera ei, este întâlnit de cea mai mare surpriză a lui. Fica lui este întinsă în pat, plină de sânge, iar în mâna ei ținea un mic săculeț pe care a promis
că îl va da tatălui său atunci când acesta se va întoarce acasă. Distrus de morțile pe care le-a provocat, Huo iese afară din casă, când discipolii lui îl informează că omul pe care l-a bătut Qin i-a insultat soția, așa că Qin nu a făcut-o intenționat, ci doar pentru a proteja onoarea soției lui. Plin de vină, regret și suferință, Huo nu mai vede un motiv pentru a continua. El se urcă în prima barcă și se întinde pe podea, așteptând să-l ducă oriunde. După ce a trăit pe străzi timp de 6 luni, Huo decide că nu mai vrea să trăiască, dar este salvat de către un grup de oameni de pe râu. Ei îl iau în tribul lor și au grijă de acesta, dar chiar și după ce și-a recăpătat cunoștința, Huo intră în depresie și nu vorbește cu nimeni. O femeie oarbă numită Moon are grijă de el și este îngrijorată că acesta nu se va da jos niciodată din pat. Bunica acesteia este încrezătoare și știe că Huo o să fie bine cu trecerea timpului. Într-o zi, Moon îi simte părul lui Huo și se oferă să îl tundă. El merge pentru prima dată în acea lună la un râu, pentru ca Moon să-l ajute la tuns. Începând cu acea zi, el devine membru în comunitatea lor. Ajută la gătit, la agricultură și la treburile casei. După un an, Huo și Moon au început să aibă sentimente unul pentru celălalt. Apoi, într-o zi, un copil este prins că a furat o vacă de la tribul vecin. Bunica și Moon încearcă să ceară iertare de la liderul rival, dar potrivit tradiției lor, cineva care face o greșeală trebuie să fie bătut până când se stinge tămâia. Huo vorbește pentru trib și se oferă să fie bătut în locul copilului. Pentru adulți, pedeapsa este puțin diferită, ceea ce înseamnă că Huo va trebui să lupte împotriva liderului. Deși Huo poate termina în cel mai scurt timp, nu vrea să-și folosească cunoștințele pentru a nu răni pe nimeni. Inițial, nici măcar nu se enervează, dar după puțină motivație de la bunica sa, începe să evite atacurile. Tămâia arde, dar liderul nu este capabil să-i arunce o singură lovitură. Își acceptă înfrângerea și laudă pe Huo. A doua zi, Huo, Moon și copiii tribului sunt pe câmp. Copiii vor să învețe Kung Fu de la Huo, dar el refuză să facă asta. El știe că asta le va oferi o putere foarte mare, iar el își dorește ca satul pașnic să rămână la fel. De asemenea, copiii menționează că Huo și Moon sunt și mai apropiați unul de celălalt, dar adulții le ignoră comentariul. Într-o zi, Moon merge să vadă mormântul părinților ei. Acest lucru îi amintește lui Huo de părinții lui și de fica lui pe care i-a abandonat. Acum că se află într-o stare mentală mai bună, vrea să se întoarcă acasă pentru a le vizita mormintele. El îi spune lui Moon despre plan și el încurajează să o facă. Huo promite că se va întoarce cât de curând poate și cere să-l aștepte. În scena următoare îl vedem intrând în orașul său natal, Tianjin, care acum este un loc complet diferit. După căderea dinastiei Qing, mai multe națiuni puternice au atacat China și au cucerit-o. Tianjin a devenit parțial colonizat, ceea ce a făcut ca mai mulți rezidenți străini să locuiască în oraș și să le influențeze cultura. Huo merge la casa copilăriei sale, care acum este un vechi loc ponosit. Servitorul familiei Laifu îi urează bun venit acasă, a încercat din răsputeri să păstreze lucrurile așa cum erau, dar după plecarea lui Huo, o grămadă de creditori au răsturnat întreaga casă pentru a căuta bani. Huo merge la mormântul familiei sale și cere scuze tatălui său. În sfârșit, înțelege de ce nu a câștigat titlul cu ani în urmă, când ar fi putut câștiga titlul de cel mai bun maestru. După aceea, se duce să-și ceară scuze familiei lui Qin și se înclină în fața altarului său. În timp ce se plimba prin oraș, vede că un luptător pe nume Hercules provoacă chinezii la luptă. El a rămas de neînvis în fiecare luptă și este încrezător în următoarea sa victorie. Pentru a conserva moștenirea chineză, Huo vrea să-l provoace, dar va avea nevoie de niște bani pentru asta. Pentru asta, el merge la Jinsun și își cere scuze pentru ceea ce s-a întâmplat cu ani în urmă. El promite că a învățat din acțiunile sale. Când Jinsun află pentru ce are nevoie de bani, nu pierde timpul și îi mânează prin intermediul unui asistent. Apoi, în ringul 1909 din Shanghai, Hercules luptă împotriva lui Huo. La prima vedere, cineva mic ca Huo nu l-ar putea învinge niciodată pe Hercules, care este dublu ca mărime față de el. Înainte de a începe meciul, Huo îi cere ca el și Hercules să lupte pentru onoare și civilizație. Profitând de bariera lingvistică, arbitrul traduce greșit cererea lui Huo prin vrea să te rupă cu bătaia, făcându-l pe Hercules să râdă. Lupta începe, iar Huo preia instantaneu avantajul. Pe măsură ce meciul devine intens, Huo își salvează oponentul, fiind foarte aproape să cadă în niște cui ascuțite. Ca un bun sportiv, Hercules acceptă înfrângerea, făcându-l pe Huo învingător. Huo câștigă faima din lupta unică și este chemat la Shanghai. Acolo îl întâlnește pe Jinsun, care îi propune să creeze asociația atletică Qin-U, un loc care învață pe tinerii chinezi arta Kung Fu. În acest fel, chiar și cu presiunea străină, își pot păstra moștenirea. Între timp, un grup de oficiali străini dintr-o cameră rezidențială nu apreciază deloc popularitatea în creșterea lui Huo în rândul publicului chinez. Se tem că victoriile împotriva luptătorilor străini ar putea declanșa sentimente antistrăine în rândul poporului chinez.
Perez. Prin urmare, pentru a se asigura că va pierde în ring data viitoare, ei propun un match între Huo și 4 campioni străini consecutivi într-o singură zi. Reprezentantul japonez Mita promite că îi va pune capăt lui Huo pentru totdeauna de această dată. Chiar dacă provocarea este dificilă și este evident o tactică care să-l facă pe Huo să piardă, el acceptă să participe. Cu o zi înainte de mare luptă, Huo îl întâlnește pe rivalul său, campionul japonez Tanaka. Vorbesc la ceai și se împrietenesc. Tanaka este un sportiv corect și respectabil, exact ca și Huo, spre deosebire de oamenii care îl sponsorizează. A venit și ziua luptei, iar Huo trebuie să lupte împotriva a 3 luptători din întreaga lume, dar niciunul dintre ei nu au rezistat în ring cu Huo mai mult de 2 minute. Huo reușește să-i învingă pe toți trei foarte lejer. În cel din urmă, el luptă împotriva lui Tanaka, care își cere scuze pentru meciul nedrept și îl întreabă dacă ar trebui să reprogrameze. Huo spune că totul este în regulă și începe prima rundă. Ei luptă folosind armele lor. Huo alege o armă tradițională chineză, iar Tanaka o katană. În mijlocul luptei intense, ei își schimbă accidental armele. Tanaka nu se pricepe prea bine cu arma lui Huo, așa că pentru a face din această luptă una corectă, Huo se oferă să facă schimb de arme din nou. Prima rundă se încheie la egalitate. În timp ce se odihnește înainte de runda următoare, Huo bea ceai, care este otrăvit de domnul Mita, care vrea să-l vadă pierzând cu orice preț. Runda începe, dar Huo se prăbușește și începe să tușească sânge. Tanaka cere ca meciul să fie oprit pentru siguranța luptătorului, dar când Huo își dă seama că este otrăvit, vrea să continue deoarece oricum știe că va muri. Chiar și atunci când este epuizat și la câteva secunde de moarte, Huo reușește să dea o ultimă lovitură în pieptul lui Tanaka, folosind aceeași tehnică care l-a ucis și pe Kim. Cu toate acestea, de această dată își reține pumnul învățând din greșelile sale. Tocmai atunci, el se prăbușește la podea. Tanaka îl declară pe Huo câștigător, știind că s-a abținut de a lovi fatal. În cele din urmă, Huo cade în brațele prietenului său și moare. Tanaka îl ceartă cu furie pe Mita pentru care cursă la uciderea unui bărbat pentru mândria lui. Îl numește o rușine pentru Japonie și pleacă. În ultima scenă, spiritul lui Huo ajunge pe câmpul de lângă casa lui Moon. Ea aleargă spre el, simțindu-i prezența, deși el nu mai există.